Mobilizare exemplară din partea primăriei municipiului Târgoviște la finele săptămânii trecute pentru a face față unui nou val de ninsori. În cadrul ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență, întrunit duminică 17 ianuarie, la nivelul instituției prefectului, primarul Cristian Stan a prezentat starea drumurilor la momentul respectiv și modul cum s-a acționat. Inițial au fost cisterne cu soluție salină, după ce am intervenit cu utilajele pe care noi le avem în dotare, utilaje cu lamă, autobasculante cu lamă, sărărițe. În total, în Târgoviște acționează, începând de la orele 19 aseară, 21 de utilaje. Am avut înregistrate câteva evenimente. Este vorba de arcuri căzuți în spatele parcării de la CEUR, la unde am intervenit în cursul dimineții. De asemenea, au fost pe strada Vasile Brenda arbori căzuți, doi arbori căzuți, am intervenit de asemenea oportun. Pe Cernăuți am avut și un accident pe calea domnească, s-a înregistrat un accident pe sensul dinspre sensul giratoriu în față la Complexul Muzeal Curtea Domnească. N-au rezultat victime umane, numai avarii la autoturism. De asemenea, aș dori să menționez că în afara utilajelor pe care noi le avem în activitate în momentul de față, încă 80 de persoane de la Direcția de Salubritate și SC Ecosal, care acționează în acest moment în municipiul Târgoviște, zona centrală. De asemenea, în momentul acesta se acționează cu 3 cluburi în Priseaca, urmând ca de la această conferință de presă să plec la Priseaca pentru a vedea exact ce se întâmplă acolo. Problemele deosebite se pare că acolo ar apărea. Aș mai menționa și faptul că pentru toți cei care doresc să sesizeze situații legate de sau probleme generate de zăpadă, se pot adresa dispeceratului Direcției de Salubritate la numele de telefon 0372766267 sau 0731316716. Luni 18 ianuarie, săptămâna a debutat fără probleme cauzate de zăpadă la Târgoviște, rodul muncii tuturor celor care în weekend au luptat cu nămeții.